Fabrica de confecții Ionel, un nume care s-a impus pe piața de profil prin performanță și seriozitate. Situată în inima Chișinăului, Fabrica Ionel are o istorie de 70 de ani, timp în care a reușit să încheie contracte uriașe cu branduri internaționale de renume: Gary Weber, Hugo's Collection, Tommy Hilfiger, Hackett London, Saint Pink, David Scott, Pizza Roma, Patrizia Pepe, H&M, Devred, ATS, Zara Man, Burton, Celio și multe alte branduri care au colaborat și continuă să o facă cu Fabrica de confecții Ionel. Istoria Fabricii Ionel începe în anul 1945, chiar dacă din colectiv făceau parte 58 de angajați care munceau cu doar 15 echipamente de cusut. Pe atunci, în fosta Uniune Sovietică, Ionel era numită fabrica numărul 1, unde se confecționau cele mai trendy jachete. Mai târziu, în perioada anilor 1946 și 1966, fabrica a încheiat numeroase contracte de vânzări cu companiile distribuitoare, dar și cu câțiva furnizori. Tot în 1966, fabrica a obținut titlul de întreprindere de înaltă cultură. În 1970, colectivul a fost decorat cu medalia jubiliară pentru munca glorioasă, iar 6 ani mai târziu, în 1976, fabrica a obținut ordinul Insigna de Onoare. Tot în acea perioadă, Fabrica Ionel și-a lărgit asortimentul de producție, a modernizat utilajul de lucru și a creat mai multe locuri de muncă. Ionel a trecut prin diferite perioade. Ionel a fost cel care am început în 45 cu 15 lucrători. În anii 70 unde am fost o întreprindere și cu 3.000 jumate de lucrători. Începând cu anii 80, numărul a ajuns la 2.000 și ceva. Începând cu anii 90, evident, numărul s-a micșorat și până în 2000 a fost la 1.700, începând cu 2000 până în prezent, de la 1400 până la 1000 de persoane. E de mirare sau nu, dar fabrica de confecții Ionel mai mereu a fost condusă de reprezentantele sexului frumos. Andrei Ciuc Ana a deținut funcția de director general al întreprinderii timp de 26 de ani, aceasta fiind urmată de Ostrovskaya Aglaya, care timp de aproape 3 decenii s-a aflat în fruntea fabricii. Din anul 2009 și până în prezent, directorul general al fabricii este doamna Tamara Luchian, care are o experiență de 42 de ani în industria textilă și tot de atâția ani, fabrica Ionel a devenit pentru ea o a doua casă. Ultimii ani, începând cu criza mondială, criza europeană, sunt niște condiții extrem de grele cei ce noi muncim. Da, fabrica are posibilități mari, este dotată cu utilaj performant, avem clienți tradiționali, avem clienți istorici, care cu ei colaborăm începând și cu 97 și cu 99. Procesul de producție în fabrica Ionel începe de la magazie și secția de pregătire. Aici sunt aduse stofele din care urmează să fie croite bijuteriile vestimentare, alese cu grijă de producător. Controlăm stofa, primim stofa de la firme. La moment acum este firma Gary Weber. La masa cealaltă este Moldova. Colectivul este tânăr. Lucrătorii sunt înțelegători. Mă bucur că lucrez într-așa secție. Prima filă din succesul zilnic al acestei companii se înscrie în cadrul departamentului tehnic. Aici, în funcție de cererea clientului, fie se acceptă tiparele, după care se creează mostra produsului respectiv, fie se creează individual atât tiparul cât și mostra. Orice exemplar este probat și foarte minuțios verificat. Tiparul, șabloanele și materialul din care se execută mostrele sunt croite automat de un echipament de producție modern. Aici se află constructorii, tehnologii, laboranții, normatorii. Avem și o parte din lucrători care pasă mostre, care croiesc mostre și care se ocupă de tiparele ajutătoare. Aici se începe tot lucrul. Aici este într-adevăr creierul și inima întregii fabrici, fiindcă de la noi se pornește tot absolut, atât și pentru modelele de la clienții străini, cât și pentru piața internă. Aici se elaborează mostrele,
care apoi sunt aprobate de comisie și sunt lăsate în masă, în producție. Sala destinată croirii este dotată cu două mașinării de croit ce funcționează în mod automat și prese de termocolat, care, la fel, au un control automatizat. La moment ne aflăm în secția de croire. Secția de croire este sursa de aprovizionare tuturor secțiilor de cusut, atât cu croială calitativă, cât și croială cantitativă, deoarece depindem de clienții din străinătate care ne alimentează cu comenzi și noi suntem datori ca să facem față cerințelor clienților și ca să menținem clienții pentru a lucra în continuare. De aceea, secția deseori a fost reutilată cu utilaj performant. La moment avem două capuri de croire automat, ceea ce în cap de croire înlocuiește munca a 8 croitori. Factorul uman este una din cheile care a dus la culmile succesului fabrica de confecții Ionel. Profesionalism și tradiție deopotrivă. Odată ce ai intrat pe ușa uneia din cele 6 secții de producere, ai impresia că te afli într-un lan cu flori, unde zeci de albinuțe își adună nectarul. Talentul croitoreselor, dar și al design este aplicat cu succes în creațiile vestimentare, iar conducerea întreprinderii mereu încurajează prosperarea lucrurilor frumoase care se nasc în mâinile angajaților fabricii de confecții Ionel. Ne aflăm în secția numărul 2, secția de cusut. Aici, adică, coasăm pantaloni bărbătești, pantaloni pentru dame, mai puțini comenzi, dar avem și pantaloni pentru dame. Și avem un flux, adică, care deviază modelele. Coasăm în tot și poate de cusut, de la asortiment pentru bărbat și terminând cu asortiment pentru copii. Мы находимся в цехе номер 1, на фабрике это самый большой цех, у нас работает 186 человек, пошиваем мы в основном мужской ассортимент, это пиджаки, пальто. Также бывают и женские, это жакеты, женские пальто. Se lucrează la pantaloni pentru dame. Se lucrează cu firma germană Gary Weber, se lucrează cu firma Viabiana, cu firma Otto Bauer și mai avem alte firme mai mici ca ATT care vin și cu asta și lucrăm. Clar lucru că calitatea se cere să fie la un nivel înalt, fiindcă dacă nu am avea calitate, sigur că firmele nu ar încheia contractul noi, deci noi ne străduim să fie calitatea la un nivel înalt. Actualmente, fabrica de confecții este una dintre cele mai prospere întreprinderi din sectorul industrial al Republicii Moldova, care asigură cu locuri de muncă peste 1000 de persoane. O atenție deosebită este acordată recrutării și calificării muncitorilor, astfel încât aceștia să poată deservi cu randament maxim utilajele din dotare și să asigure nivelul de calitate al fiecărei operațiuni pe care o execută. Inginerii, tehnicieni și mecanici depun de asemenea un efort considerabil pentru ca cazangeria să funcționeze la cel mai înalt nivel, astfel încât angajatele să dispună de condiții optime de muncă. Toate secțiile de producere sunt dotate cu sisteme de climatizare. Astfel, pe tot parcursul anului, temperatura din interior este una prielnică, oferind o atmosferă de lucru plăcută. Fabrica mai dispune de cantină, bibliotecă, sală de festivități, dar și o dăi în cămine, unde o parte dintre angajați sunt cazați. Totodată, personalul dispune de asigurare socială completă, iar salariul mediu la întreprindere este mai mare decât cel oficial. Acesta însă se obține cu multă străduință și dăruire. An de an, Ionel investește în îmbunătățirea condițiilor de lucru, dar și în tehnologiile de ultimă generație. Unul din motive ar fi standardele impuse de partenerii străini, dar și aspirația pentru progres. Pasiunea personalului și pregătirea profesională asigură calitatea incontestabilă a produselor confecționate. Numeroasele expoziții din țară, dar și de peste hotare, la care Ionel a participat, au adus contracte noi, parteneri de încredere și dovezi că munca depusă la fabrică are mereu rezultate strălucite. În anul 2009, directorul fabricii, doamna Tamara Luchian, a participat la lansarea unui proiect inedit în parteneriat cu Programul de Creștere a Competitivității și Dezvoltarea Întreprinderilor SID2 și USAID, intitulat Din Inimă. Prezentările de modă în care creatorii autohtoni etalează ținutele au adus încă un plus de imagine pentru fabrica Ionel. Persoane publice, cum ar fi politicieni, ambasadori, dar și numeroși artiști, au defilat pe podium reprezentând cu mândrie creațiile întreprinderii, totodată apreciind vestimentația cu cele mai bune calificative.
drumul ales nu a fost cel mai ușor, dar satisfacția ca produsele prelucrate integral de echipa fabricii să fie selectate de retailer de top compensează eforturile acestei echipe. De altfel, avantajele majore în colaborarea cu fabrica de confecții Ionel sunt calitatea indiscutabilă a materialelor folosite și eleganța confecțiilor, o cotă de adaos moderată și, nu în ultimul rând, un termen scurt de execuție. Astăzi nu vorbim doar despre o echipă competitivă, ci de o adevărată familie, care s-a menținut unită și solidară, indiferent de problemele cu care s-a ciocnit de-a lungul anilor. Ca urmare a măsurilor întreprinse, inclusiv retehnologizarea întreprinderii, reabilitarea activelor acesteia și implementarea tehnologiilor regenerabile, la finalul anului 2014, în comparație cu anul 2009, s-au majorat capacitățile de producere și de vânzare cu 10,5% și respectiv cu 16%, și rata exportului s-a majorat cu puțin peste 16%, în timp ce ponderea exportului în volumul total de vânzări a constituit 81%. Începând cu anul 2002, fabrica a implementat sistemul managementului calității ISO, Organizația Internațională pentru Standardizare, unde a atins o cotație de 98%. Această realizare îi permite să colaboreze cu branduri de renume din întreaga lume. Actualmente, 81% din producție este exportată în numeroase țări, printre care Germania, Italia, România, Franța, Statele Unite ale Americii, Austria, Polonia, Norvegia, precum și Canada. În repetate rânduri, fabrica de confecții Ionel a fost învingătoarea concursului anual Marca Comercială, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu decernarea premiului Mercuriul de Aur. Distincțiile și premiile confirmă încă o dată maestria tehnologiilor implementate, dar și calitatea propriu-zisă a confecțiilor. Fabrica de confecții Ionel este cel mai mare producător din Republica Moldova, ce confecționează haine pentru toate categoriile de vârstă. De-a lungul anilor, fabrica a devenit o emblemă a costumelor elegante și rafinate, destinate atât bărbaților cât și femeilor. Din anul 2010, fabrica produce și vinde haine în stil clasic sub brandurile proprii Ionel și Giovanni Primo pentru bărbați și Bella Prima, brand destinat sexului frumos. Colecțiile pot fi găsite în magazinele de firmă deschise în principalele centre comerciale din țară. Prin calitatea europeană, dar și nivelul de deservire la cel mai înalt nivel, fabrica își propune să se afirme atât pe piața europeană, cât și să recucerească consumatorul local. Ambiția de a fi profesioniști în orice fază de producție este cheia succesului a fabricii de confecții Ionel. Doar prin muncă și perfecționare continuă, fabrica și-a câștigat clienții și partenerii. Anul acesta, Ionel împlinește 70 de ani de activitate, iar cu această ocazie va participa pentru a 6-a oară la expoziția internațională Zoom by Fatex. Totodată cu această ocazie, managerii fabricii consideră oportună decorarea instituției pentru rezultatele obținute cu distincția Ordinul Republicii. В этом году нашему предприятию исполнится 70 лет, юбилей. Наше предприятие очень крупное промышленное предприятие, одно из крупных в Республике Молдова. Мы работаем на экспорт. У нас 80% идет экспорта. Ну, в такой юбилей хочется поздравить весь коллектив с таким праздником. В канун праздника предприятия 70-летия хочу поздравить весь коллектив с той огромной победой, которую мы одержали в течение этих 70 лет. Это заслуга всего коллектива, всех рабочих, которые сидят за потоками, тех руководителей, которые сумели сохранить в это тяжелое время наш коллектив. Doresc ca să felicităm colectivul fabricii Ionel cu această sărbătoare, să le dorim succes pe viitor. Vreau să aduc mulțumire întregului colectiv pentru munca depusă zilnic, pentru binele colectivului. Vreau să le doresc tuturor colegilor multă, multă sănătate. Fiecare realizările frumoase pe care le-am obținut până în ziua de astăzi să se mulțească pe viitor. Le-aș dori ultima urare că tot ce este mai scump pe lume este familia,
sunt copiii, așa și noi la întreprindere. Să păstrăm familia noastră, că noi suntem niște copii a întreprinderii Ionel. Și aș dori să mulțumesc foarte mult la toți veteranii, veteranii care au muncit până la noi, cei care au muncit împreună cu noi, când ei sunt cei care au cimentat educarea noastră de a munci frumos, au implementat toate tradițiile și de ce noi le păstrăm până astăzi. Încă o dată le spun mulțumiri pentru răbdare, pentru susținerea colegilor mei care facem ca întreprinderea noastră pe an ce trece să aibă o altă imagine, ca întreprinderea noastră să fie la un nivel înalt, fiindcă dorim să fim liderii în industrie ușoară. Vă mulțumesc, stimați colegi, din suflet, pentru tot ce aici faceți pentru Ionel. Un proverb zice, moda trece, hainele rămân. De 70 de ani, fabrica de confecții Ionel ne bucură cu asortimentul său larg de produse de calitate, mergând în pas cu timpul.